cea mai scumpă pe pământ, ce trăiești în al meu gând. Cea mai sfântă în viața mea ești doar tu, măicuța mea. Când mi-e sufletul rănit, măicuță dragă, eu te strig. Vreau să știi durerea mea, Alină, mamă, inima. Mă-nchin în fața ta, dragă mamă. Nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Doamne Zinaida, să trăiască 1600 de ani, da? Scumpa noastră, știm că astăzi sunteți regina și eroina acestei zile frumoase. Astăzi aveți ziua de naștere, da? Într-o zi frumoasă de iarnă v-ați născut ca să încălziți atâtea suflete frumoase. Iar noi cu această inimă vrem să vă aducem dragoste, stimă și respectul cuiva care este departe și nu poate să fie astăzi prezent. Dar ne-a rugat să vinem în locul lor, să vă spunem în sincer la mulți ani, să vă aducem câteva daruri, ca așa se cuvine la orice zi de naștere, iar cel mai important, gânduri frumoase și urări fierbinți din toată inima. Așa că, pentru frumoasa noastră, mulțumim, o surpriză dulce, o sticluță și o floricică. Mulțumim. Ia să vedem ce ne spune femeia asta frumoasă. Cum crede ea? Cine ne-a trimis la ușa ei să o felicităm așa frumos? Eu mă gândesc că e fiica, prietele, fiica mai mare. Cum o cheamă? Mariana. Iată așa, de unde e Mariana noastră? Mariana în Germania. Uite așa, dar știm că aveți câți copii? Două fiete. Două fiete care v-au adus și băieți, da, la casă. Da. Și unde e a doua fată? Tot în Germania. Amândouă sunt acolo. Asta este cel mai frumos, că mama crește copiii cu atâta dragoste și cu atâta dăruire, dar tot la o viață, poate uneori cu lipsuri, sunt nevoite aceste fete să plece departe, tot pentru a putea oferi familiilor lor ceva mai bun, așa este? Și aici este un mesaj de felicitare, iar el pentru dumneavoastră sună așa. Orice mamă e frumoasă, Doamne, suntem norocoase, că ai ales-o tu pe ea viața să ne da, că ai rupt din tine, Doamne, și ai făcut inima mamei. Toți îngerii tăi cântă frumos în glasul ei, mamă, bine-ți stă căruntul, l-ai luat cu amănuntul, orice firișor l-ai plătit tu cu mult dor. Din ce izvoare bei oare de ai atâta răbdare și nu contenești pe noi toți să ne iubești? Măicuță, pe drumuri de piatră ducem viața zbuciumată, dar când ostenim tot la tine ne oprim, căci în lumea asta nimeni nu ne așteaptă. Ca și tine, curat și călduți, ne simțim ca în legănuți. Mamă scumpă, mamă floare, ne ești tu dulce alinare, să ne fii tu sănătoasă, puternică, la mulți ani fericiți alături de noi. Ești raiul nostru pe pământ. Te iubim din tot sufletul. Cu drag, surpriza vine de la fiica Diana. Ginerile! Așa și nepoțica Anastasia. Iaca, ei sunt cei care nu sunt astăzi lângă dumneavoastră și ar fi dorit tare mult să vă poată strânge în brațe, dar așa cum nu sunt aici, ne-au rugat pe noi să venim la dumneavoastră cu cuvinte frumoase, cu câteva daruri și un sincer și călduros la mulți ani. Și mereu spune că chiar dacă este departe de casă, nu este zi să nu se gândească la dumneavoastră și să-L roage pe bunul Dumnezeu să vă dea mulți ani înainte. Mulțumesc! Uite așa, doamna Galina, doamna Zinaida, așa sunt fetele astea frumoase.
pleacă departe, dar de mama nu uită niciodată. Ce le transmite doamna Zinaida acestor fete frumușele? Eu le transmit multă sănătate, să fie fericite în viață, să aibă noroc și toate cele bune. Când mai vine Diana acasă? Mă gândesc prin mai prin... Mama trage nădejde, da? Da. Așa că, Diana, ai auzit ce zici mama? Că este dor, vă așteaptă cu drag să reveniți acolo unde sufletul, unde este mama, acolo este cel mai cald, cel mai bine pe acest pământ. Așa că mulți ani înainte, doamna Zinaida, toți frumoși, fericiți, alături de cei mai iubiți, copilași, nepoței, da, și ginerii. Alături aveți pe ginerile și... Nepoțica. Jade mare, nepoțica, frumușica, da. Coborâți de scară și de smainanți. Așa, deci noi sunteți ginere, da? Da. Cum e, doamna Zinaida? Soacră, poamă dulce sau poamă acră? Să spun că e ca soacră. Și e ca mama și e ca mameca. Așa, așa. Ca mameca? Da. Asta nu știu. Da. Și nepoțica, cum o cheamă? Valeria. Valeria. Ce-i dorești la bunicuța ta scumpă și dragă? Multă răbdare, sănătate. Și iubire de la fete, de la nepoțele. Posibil, da. Ia că așa. Doamna Zinaida, aveți nepoți câți? Două. Trei nepoțele. Trei nepoțele. Ați ajuns la strănepoți sau urmează? Nu. Mai avem, dar. Deșteptat. Da. 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 Păi nicăieri nu ne grăbim și așteptăm și strănepoții ca să ne putem bucura de toată familia împreună. Mă bucur că ați crescut și ați educat fete așa de bune la inimă, așa de culte și educate, care, uite, pleacă în lume, dar de mama nu uită niciodată. Bănuiesc că și Diana și a doua fetiță, cum ați spus, cu cheamă Mariana? Mariana, cu siguranță amândouă și iubesc mama tare, tare mult. Așa sunt vremurile și pleacă în lume. Dar cel mai bun tot îi lăsăm mamei acolo unde putem reveni de fiecare dată. Așa că i-am să întrebăm pe doamna Zinaida, cum a simțit ea acești 62 de ani? Cum au trecut? Repede sau repede, repede, foarte repede. Nici n-am observat timpul cât s-a terminat așa repede, că azi, cum? Azi mă uit pe luni, am ea cântată vineri și... Deamă, mi-a dus și mă închei. Mulțumesc, Dean. Nici nu m-am așteptat. Nici nu trebuie. Surpriză. Da. Deci, la mulți ani. Și Giovanni și sănătos. Tot cele bune. La mulți ani, să fii sănătoasă. Mulțumesc. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Mă-nchin în fața ta, dragă mamă. Nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă.